Care este diferența dintre a călători pur și simplu și a fi turist? Vom încerca să aflăm în această dimineață și avem pe cine să întrebăm, pentru că după ce mergi în aproximativ 136 de țări, ai mai mult decât un răspuns la această întrebare și la alte întrebări pe care le-am avea noi în momentul în care ne pregătim pentru o călătorie. Alături de mine în această dimineață, Natalia Ciobanu, călătoare în jurul lumii. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Vorbeam acum înainte de a intra în direct că v-ați reîntors din câteva țări. Ați fost, de fapt, ați fost într-o consecutivitate și v-ați reîntors direct din Egipt, aici, în Republica Moldova. Dar anterior ați mers în Afganistan, Pakistan, Tunisia. Și Tunisia. Și Canada. Și Canada. Bine, foarte diferit. Exact. O țară în America de Nord. La alta. Da, noi vorbeam de Afganistan, pentru că aici apare curiozitatea. Vreau să începem din acest punct pentru a ne spune nouă, celor de aici, de la Moldova 1 și celor de acasă, cum arată Afganistanul din punct de vedere turistic și după revenim și la întrebările noastre. Da. Afganistanul pentru mine a fost chiar o surpriză mare. Mi se părea că nu se poate de ajuns, că este foarte scump și atunci am plecat în Pakistan să aflu cam cum aș putea ajunge, pentru că este țara limitrofă și am înțeles că în 3 minute pot să iau viza și a doua zi să plec. Deci a fost mult mai ușor decât mi se părea. Desigur, sunt stereotipuri despre Afganistan și informațiile din mass media, mai ales dacă vorbim despre mass media din vest. I-am aflat informații vii care nu coincid deloc cu realitatea spusă, descrisă de mass media. Nu era un sentiment de neliniște, nesiguranță înainte de a merge în Afganistan? Deloc. Eu cred că, să zicem, dacă eu locuiesc în Franța, în Franța sunt zone unde eu nu m-aș băga. În Afganistan n-am simțit acea nesiguranță. Dimpotrivă, Talibanul face astfel încât turiștii să se simtă în siguranță, deoarece ei au prevăzut să dezvolte turismul larg, pe o scară largă, și am înțeles, chiar dacă am văzut foarte multe puncte de controale, foarte multe puncte, multe arme, dar m-am simțit foarte în siguranță. Nu știu de ce, nu pot să exprim sentimentul de siguranță pe care l-am întâlnit acolo, deși localnicii ei zic, da, acum noi ne simțim în siguranță, dar fără libertate, când cu 2 ani urmă, înainte de a veni Talibanul, ei se simțeau simțeau libertatea aia, dar nu siguranța. Da, pentru că noi avem percepția și aici aveți dreptate, percepția generală după ce Afganistanul a fost în ultimele decenii în război și nu facem referire doar la ce s-a întâmplat după 2001, dar și anterior, atunci când Uniunea Sovietică a dus un război în Afganistan, a fost acea țară care a stat la răscrucea imperiilor și tot timpul a avut parte de un război intern. Ne imaginăm că în interiorul acelei țări vei auzi focuri de armă, vor continua să se audă acele zgomote ale armelor, ceea ce s-a întâmplat sau nu? Nu, era liniște, liniște totală. Doar ei, când ne opreau la punctele de control, la noi femeile turiste, călătoare, nici nu se uitau, pentru că au această stimă, respect, vorbeau mai mult cu bărbații. La noi, pur și simplu, uneori și întrebau pașapoartă, uneori nici nu întrebau, doar întrebau unde pleacă și dacă stăm la hotel și dacă suntem în siguranță. De exemplu, doar un singur obstacol am avut în Afganistan. Am vrut să plec cu autocarul de noapte să ajung din Kabul în Herat și erau vreo 20 și ceva de ore și mi s-a spus, dacă nu ești însoțit de un bărbat, nu te lasă să intri în autocar. Așa, asta ar fi singura condiție? Da, o femeie trebuie să fie însoțită de un bărbat, fie fratele, tatăl sau soțul. Desigur, nu prieten, dar soțul. Ca să poată să ajungă din punctul A în punctul B. Da, am început cu întrebările despre Afganistan, pentru că despre Egipt, probabil am putea discuta cu mai multă lume, despre călătoriile în Egipt. Bine, mai puțin poate despre Tunisia, dar și acolo se circulă. În Canada, la fel, avem foarte mulți concetățeni. Și în Pakistan se circulă mult mai ușor. Afganistanul e ceva mai exotic din punctul ăsta de vedere. Da. Călătorie sau călător versus turist, care ar fi diferențele? Păi iată, eu chiar am văzut diferența în Afganistan. Deci un călător se duce cu propriile sale putințe, cu ceea ce are, cu puțin bani, să explore, să stea cu localnicii, să mănânce localnic, să nu aibă diverse obstacole psihologice. Eu văd când merg cu prietenii mei și aia nu fac acolo, nu dorm, de aia nu vreau să gust. Adică tot este, nu pot, nu vreau. Când un călător e cu totul diferit, el are o altă viziune a călătorilor, el are altă curiozitate, el vrea să facă câte mai multe, să explore, să... Da, deci e cu totul diferit. Și în Afganistan am văzut, turistul a venit cu ghid.
Eu eram fără ghid, m-am întâlnit cu o fată din Ungaria și ne-am alăturat împreună și am văzut doar de două ori am luat un ghid ca să experimentez diferența și ghidul ne-a ajutat în acel sens că ei nu prea vorbesc engleza. Dacă am fost în Herat, acolo am găsit un ghid care vorbea la perfecție engleza, era o domnișoară și iarăși am văzut o altă latură că vezi că și o femeie ce poate să fie ghid, deși se zice, femeile nu au dreptul să meargă la școală, nu au dreptul să muncească. Ba nu, sunt unele cazuri, era acolo o doamnă care și-a deschis restaurantul ei și doar femeile erau, veneau ca cliente, adică doar pentru femei. Și acum o altă întrebare pe care mulți o adresează înainte de călătorim, în special cei care poate nu o fac atât de des sau încearcă să o facă cel puțin o singură dată pe an, cu bani mulți versus cu bani puțini. Cum am putea ajunge în momentul în care mergem într-o călătorie și cheltuim foarte mulți bani, deși poate nu ne dorim asta, versus călătorii bine gândite, poate, bine planificate, în care se cheltuie mult mai puțin bani? Păi eu, de exemplu, nu le planific, dar oricum folosesc foarte puțin bani. Să zicem, luăm Egiptul pentru că este o țară turistică și este mult mai ușor chiar și pentru un turist sau un călător, da? Și am vorbit cu un cuplu de moldoveni care mi-au zis că ei au cheltuit într-o săptămână mai mult de 1000 de euro. Eu, în două săptămâni, am cheltuit 200 de euro. Diferența, vedeți? Da. Cauți lux de a cheltui 1000 de euro sau nu? Nu, deloc. Deci eu merg cu autocarul de noapte, pentru 10 ore de autocar am plătit 7 euro, mănânc de 30 de cenți, maxim 3 euro pe zi, stau la hosteluri de 2,50 euro, am stat la un hostel atât de ieftin. Am stat chiar la un hotel foarte bun, deja era o prietenă care a venit cu mine în Egipt la a doua săptămână și atunci pentru ea am încercat să fac condiții puțin mai nefiind obișnuită cu stilul ăsta. Da. Am făcut și așa și așa ca să vadă cum eu călătoresc și nu este ușor deloc imediat din la turist să treci la călător. Pentru că asta vine treptat și trebuie să accepți unele lucruri. Și am stat într-un hotel de 20 de euro unde am împărțit în jumate 10 euro. Nu era așa de scump, dar era foarte bine cu micul dejun inclus. Bineînțeles, din Europa de Vest ar fi mult mai scump pentru că prețurile au crescut foarte mult și acolo e mult mai complicat să găsești la astfel de prețuri. În altă țări, de fapt, și de pe altă continent, atunci e mult mai simplu, cu excepția Americii de Nord, probabil că și în America de Nord ar trebui să fie ca în Europa de Vest prețurile. Nu mai avem foarte mult timp, spuneți-mi doar unde urmează să călătoriți. Încă nu știu, trebuie să depun o cerere de viză și dacă mi se dă viza, poate Algeria. Dacă nu, poate să fie continentul african sau continentul Americii de Sud sau deja în decembrie când o să merg în Polinezia franceză, în Tahiti. Mult succes în toate călătoriile. Mulțumesc și siguranță. Ăsta este un subiect pe care vreau să-l abordăm la un moment dat, inclusiv în hosteluri atunci când mergi. Cum faci astfel încât să ai cât mai multă siguranță? Pentru că nu ești singur acolo, acolo sunt persoane din toate colțurile lumii și niciodată nu știi fiecare ce gândește. Dar ăsta este un alt subiect în care probabil sunt anumite metode prin care încerci să te simți în siguranță toate orașele pe care le vizitezi, pentru că sunt orașe mai sigure, sunt orașe mai periculoase. În mod special, dacă tot vorbeam adineauri de America de Sud, acolo sunt și țări destul de periculoase. Zi frumoasă și mult succes în continuare! Mulțumesc foarte mult!